În privința unui posibil candidat din Gorj la europarlamentare, cel mai probabil acest lucru nu se va întâmpla, după cum afirmă președintele executiv al PSD Gorj, Ion Călinoiu. Totuși, socialdemocrații spun că un exemplu de parlamentar care va fi susținut de județul Gorj este Daciana Sârbu. Să vedem un candidat de la Gorj pe liste? Nu. Și, nu, pe noi ne interesează. Bine, avem europarlamentari care ne reprezintă în mod clar și Daciana Sârbu este unul din europarlamentari care va reprezenta și Gorjul ca și pe toți românii. Bineînțeles și toți ceilalți pe care îi avem sunt în egală măsură capabili să reprezinte România. Acolo nu se reprezintă pe județe, acolo se reprezintă la nivelul Parlamentului European tot ce înseamnă stat cu dreptul deplin în Uniunea Europeană și să fim tratați în mod corespunzător și să fim susținuți de asemenea în mod constructiv de către parlamentarii noștri, nu destructiv. La alegerile europarlamentare, PSD și PNL vor avea liste separate de invitați.